Federația Galactică, noi activări. Canal Octavia Vasile, sursa Era of Light. Federația Galactică adresează tuturor salutări și onoruri. Sunt comandantul GE din stația noastră de bază și este onoarea noastră să colaborăm cu tine în această perioadă crucială. Dragilor, este crucial să recunoaștem schimbările iminente. Numeroase portaluri antice au fost complet reactivate, ducând la fuzionarea realităților. Scopul nostru, împreună cu alte grupuri, este să vă sprijinim să vă aliniați la cele mai înalte linii temporale prin fuzionarea și dizolvarea celor inferioare. Cu toate acestea, acest lucru este de neatins dacă te agăți de convingerile de dependență de factori externi pentru supraviețuire. Sunteți o entitate completă și suverană, dotată cu întreaga energie necesară pentru a crea și susține viața. Sunteți unic atât ca unitate de conștiință, cât și ca reflectare a întregului sistem de conștiință. În prezent, liniile temporale sunt divergente și, pe baza intențiilor și convingerilor tale, vei manifesta frecvențele corespunzătoare. Cea mai simplă metodă de a te implica și de a experimenta o cronologie de înaltă frecvență este să declari: sunt gata să experimentez cea mai înaltă cronologie posibilă. Și apoi să eliberezi în mod conștient orice credință că ai nevoie de ceva specific pentru a supraviețui. Înlocuiți-le cu afirmația: sunt o ființă independentă, permanent conectată și hrănită de sursă. La cel mai înalt nivel sunt una cu sursa. Pregătiți-vă pentru o cronologie în care separarea încetează, deschizând calea pentru schimbări pozitive semnificative, surprize încântătoare și evenimente miraculoase care vă vor îmbogăți sufletul. Este timpul tău să fii martor la o frumusețe imensă. Dacă citiți asta sau ascultați asta, acest mesaj vă este destinat. Codurile de activare 679572 992639 și 111-22401 poartă frecvențe numerice concepute pentru a vă activa planul original și pentru a facilita tranzițiile cronologice. Eu, împreună cu arcturienii, pleiadienii și liranii și în calitate de membru al Înaltului Consiliu al Andromedei și al Federației Galactice, ne-am angajat să vă protejez planeta până când portalurile se vor stabiliza la frecvențele lor înalte inițiale, formând o barieră de protecție în jurul Pământului. Până atunci, ne îmbrățișăm rolul de gardieni. Suntem foarte recunoscători pentru recunoașterea prezenței noastre și pentru solicitările dumneavoastră de îndrumare suplimentară. Apreciem enorm timpul și eforturile dumneavoastră. Să creiem împreună această schimbare.